Astăzi a fost sfințită Biserica Parohiei Sfântul Nicolae din localitatea Tamaș, județul Ilfov, care a trecut în ultimii 5 ani prin ample lucrări de consolidare și de restaurare a picturii. Slujba a fost săvârșită de preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, în prezența autorităților locale și a credincioșilor din parohie. Cu acest prilej, locașul de cult, ce datează din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, a primit alte 2 hramuri, Duminica Sfintelor Femei Mironosițe și Sfântul Gheorghe Pelerinul. Ridicați, căpetenii, porțile voastre și vă ridicați porțile cele veșnice și va intra Împăratul Slavei. Cine este acesta, Împăratul Slavei? Domnul Puterilor! Acesta este Împăratul Slavei! În continuare, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie pe un podium amenajat în curtea locașului de cult. Preasfinția sa i-a îndemnat pe cei prezenți să își deschidă inimile pentru primirea cuvântului Evangheliei lui Hristos. Cuvintele Evangheliei de astăzi, iubiți credincioși, se adresează nouă tuturor. Trebuie să fim pământ roditor, să ne deschidem inimile pentru primirea cuvântului Evangheliei, să fim atenți ca nu cumva felul nostru de a fi, indiferența, uitarea, prea puțină preocupare față de lucrurile spirituale, să ne așeze alături de cei care se aseamănă semințelor căzute lângă drum, în praful de acolo, sau pe piatră, sau în mijlocul spinilor, pentru că aceștia nu pot aduce roade. Roadele se vor cunoaște mai ales în ziua răsplătirii celei drepte. Un credincios din lumea aceasta nu așteaptă răsplată dacă a făcut bine unui om neputincios sau unui bătrân sau unui om singur. El așteaptă răsplată de la Dumnezeu știind că Dumnezeu nu uită să răsplătească cea din urmă faptă săvârșită de cineva. Și vă amintiți din literatura clasică, din scrierile lui Dostoievski, că o femeie oferise doar câteva coji de ceapă milostenie. Cu toate acestea, umila ei faptă bună era trecută printre faptele de milostenie și îngerul Domnului ar fi vrut să o mântuiască doar pentru că oferise câteva cozi de ceapă. Cu atât mai mult cei care au inima curată și bună, care se gândesc să nu irosească în zadar viața lor. Ierarhul a mai explicat cine sunt cei care fac parte din categoria pământului roditor. Din pământul roditor fac parte toți cei care, în decursul istoriei, au slujit, au ajutat și au iubit biserica. Nu sunt numai decât slujitorii bisericii. Ei și au această datorie, au această responsabilitate. Dar sunt oamenii care, privind către biserică, au uitat de ei, așa cum s-a întâmplat în multe dintre parohiile pe care le-am văzut și eu, între acestea fiind și biserica sfințită astăzi prin lucrarea Duhului Sfânt. Iubiți credincioși, când cineva iubește biserica, indiferent cine este el, că este demnitar, că este om simplu, că este un enoriaș sau o persoană venită mai de departe, el nu poate rămâne nerăsplătit de Dumnezeu. Când cineva vizitează un bolnav care nu mai are pe nimeni, când cineva ajută un copil sărac, când cineva se îngrijește de o faptă specială într-un moment greu al vieții cuiva, nu poate să rămână nerăsplătit de Dumnezeu. Toate aceste fapte sunt de fapt semințele căzute în pământ roditor, care au adus rod însutit. La finalul slujbei, pentru activitatea desfășurată în parohie, părintele paroh, Cosmin Manea, a primit din partea preafericitului părinte patriarh Daniel rangul de iconom stavrofor. De asemenea, părintele coslujitor Bogdan Benchescu a primit rangul de iconom. Pentru susținerea lucrărilor de restaurare a bisericii, Ordinul Sanctus Stephanus Magnus pentru mirenie a fost oferit din partea preafericirii sale primarului comunei Corbeanca.
Celelalte persoane care au sprijinit parohia au primit diploma omagială 2020, anul omagial al pastorației părinților și copiilor și anul comemorativ al filantropilor ortodoxi români cu medalie comemorativă, precum și distincții de vrednicie. La această parohie din 2015, când am fost numit de către prefericitul Părinte Patriar Daniel, s-a refăcut pridvorul, s-a refăcut tur la fațada bisericii, învelitoarea. Și apoi din 2016 am lucrat la restaurarea de pictură, care a durat până în 2019. Și cu ajutorul lui Dumnezeu, anul acesta ne-a ajutat să finalizăm și iată să facem momentul acesta mult așteptat de credincioși. Mereu spuneam credincioșilor faptul că bisericuța noastră are 152 de ani și de atunci un moment de genul acesta nu s-a mai întâmplat la noi în parohie. Am constatat că în ultima vreme la parohia Tamaș au fost intensificate activitățile, nu doar cele administrative, ci și cele misionar-pastorale. Activitățile cu tinerii sunt foarte frumoase la această parohie, activitatea social-filantropică se desfășoară destul de intens și slujba de astăzi, sărbătoarea de astăzi, a fost o încununare a eforturilor pe care cei doi preoți, Părintele Bogdan Benchescu și Părintele Cosmin Manea, le-au făcut în ultimii 5 ani, îmbinând experiența părintelui Bogdan Benchescu cu elanul tinereții părintelui Manea Cosmin, iată, s-au realizat lucrări frumoase. Sunt un creștin ortodox, am crescut lângă biserică, chiar în comuna Corbeanca. În 2008, prima lucrare a mea, ca să zic așa, a fost renovarea integrală a bisericii din comuna Corbeanca, satul Ostrat. După care am început la toate parohiile ca să le îngrijesc ca pe propria mea casă, ca un gospodar. Și aici, la Tamaș, am început cu renovare, cu o casă parohială, împrejmuire și tot ce vedeți aici, asta am făcut. Și la toate bisericile, de fapt, am 4 parohii foarte frumoase și mă mândresc cu ele și cu preoții. Mă bucur că domnul primar a înțeles că atunci când investești în tradiție, investești în lăcașurile de cult, de fapt investești în viitor. Sunt sigur că primăria Corbeanca împreună cu parohia de aici de la Tamaș are o colaborare foarte bună bazată pe respect, dialog și încredere. Prima slujbă de sfințire a Bisericii Parohiei Tamaș a fost săvârșită în data de 8 aprilie 1868.